Bună dimineața! După cum vedeți, eu am ajuns acasă. Sunt la castel în Mamaia. Se poate intra, dar nu știu dacă este permis, dacă este ok. Bănuiesc că este proprietate privată și aș putea să-mi fac probleme. Porțile astea sunt deschise. De ce încep acest film aici? Pentru că ultimile două zile de filmare le-am pierdut. Sunt tare dezamăgit de acest telefon Samsung S23 Ultra. A costat destul de mult. El filmează bine, dar are foarte multe neajunsuri. Ce să vă spun? Ultimile două zile din Skopje și din Plovdiv, Bulgaria, filmările, când încercam să le lipesc, să le editez, zicea spațiu insuficient. Până acum n-am mai pățit așa ceva. Am șters toate pozele, toate filmele care le aveam, din urmă, am pierdut tot. Am șters aplicații, tot spațiu insuficient, spațiu insuficient. Am instalat un program de curățare, spațiu insuficient. Până la urmă, telefonul nu știu ce a făcut, mi-a șters toate filmările. Numai problema am avut cu acest telefon. În primul rând, este mult sub un Xiaomi. Știu că foarte multă lume nu o să fie de acord cu mine. Se încarcă într-o oră jumate, îți pierzi răbdarea cu el până se încarcă. Xiaomi se încarcă în 15 minute. Bateria la Xiaomi, ca să vă spun, Xiaomi 11T Pro, eu acum cu Xiaomi filmez, este cu 3 generații în urmă. E ca și cum aș filma cu un S20 Ultra. Ține 2 zile bateria la Samsung, maxim o zi. Difuzare la Xiaomi sunt cred că de două ori mai puternice, Harman Kardon. Microfoanele la Samsung, oricum aș ține mâna, ori are un microfon, ori două, dar foarte slabe. Oricum ții mâna când filmezi, acoperi un microfon și se aude foarte prost. La Xiaomi n-am avut niciodată probleme. Am avut memorie mult mai mică decât la Samsung. Niciodată n-au fost probleme. O să filmez în continuare cu Xiaomi, Samsung îmi face probleme. Deci după ce am șters tot din telefon, alea două filme din Skopje și din Plovdiv le-am pierdut. Îmi pare atât de rău, aveam lucruri foarte interesante să vă arăt. Na, acum, o să vă povestesc așa, în mare, cum a fost. O să merg pe aici, pe faleza, la Cazion, să vedeți și noastră iarna. Am plecat din Sofia spre Skopje. Skopje este în Macedonia de Nord. Drumuri foarte bune. La Sofia am dormit cât de cât ok. Nu înțeleg, bloc nou, nu au de niciun calorifer în casă. Aveau un calorifer electric în dormitor, electric, și un aer condiționat în living. Deci, na, faci căldură, dar nu suficient, în baie deloc. Deci nu montează dezvoltatorul sau ei nu-și montează calorifere. Ei nu stau iarna acolo, nu, habar nu am. Deci drumuri bune. Am ajuns la Vamă, cu Macedonia de Nord. Acolo o mică problemă. După ce am arătat actele mele și ale mașinii, nu se trag pe dreapta. S-au dus doamne și eram singur în vamă, o vamă pustie. Cred că nimeni nu vizitează Macedonia de Nord și nu știu de ce. Am tras mașina pe dreapta, s-au gândit ei, s-au dus la un ghișeu așa de poliție de frontieră. Au venit cu unul care știa puțin engleză. Și mi-a zis că amendă, amendă. Pentru ce? Speed, speed, speed. Bun, și cât este? 750 de lei. Asta înseamnă 350 sau 375 de euro. M-a chemat la ghișeu, mi-au arătat o poză pe monitor, poza era
mi-am dat seama, era mărită și era din vamă. Făcuse acolo poza, cu camere de la vederi. Și am întrebat în ce localitate, am depășit viteza, cu ce viteză, cu cât am depășit. Se făcea că nu mai înțeleg engleză, vorbeam numai în bulgar, vorbeam între ei. Eu le dusem actele, mi-au cerut și permisul, au zis că o să-mi rețină permisul. Că dacă pot să le dau o jumătate din amendă, pot să plec. Am zis că nu am bani cash, card, că să mă duc înapoi să scoate pe card în Bulgaria. Am zis că nu am bani nici pe card, am bani fix pentru acea excursie. Nu am. Am stat vreo 45 de minute acolo, s-au gândit, ei au vorbit numai în bulgară. Deci poza era făcută în vamă, nu depășisem nicăieri viteza, clar, rovinetă aveam. Până la urmă au văzut că n-au ce să-mi facă, că puteau, i-am zis, trimiteți amendă acasă. Suntem țări europene, îmi trimiteți amendă acasă și nu este niciun fel de problemă. Am depășit, am greșit, eu nu vă dau aici cash. Ei vroiau o mică șpagă mare. Vă dați seama, 175, 180, 200 de euro vreau. M-au lăsat să plec. La vama cu Macedonia, a durat 10 secunde, o domnișoară drăguță, niciun fel de problemă, am intrat în Macedonia. Primii kilometri de drum se lucrează, dar se lucrează, mulți muncitori, nimeni nu stătea la țigară, la semințe. Restul drumului, superb, impecabil, drumuri frumoase, de munte. Absolut super să conduci pe acolo. Drumurile, calitatea asfaltului, top, 9-10. Am ajuns în Skopje. La început mi-a plăcut, pentru că îmi plăceau drumurile, am intrat așa încântat. Gazda mi-a zis că check-in-ul pot să fac undeva pe la ora 2. Așa că eu ajunsesem mai repede și am fost să vizitez cetatea din Macedonia de Nord. Locuri de parcare, câte vrei. Intrarea la cetate, gratis. Locul este absolut superb, întreținut. Într-un singur loc am găsit ceva gunoi, într-adevăr. Ai ce să faci în acea cetate, o oră jumate, două. Este în cel mai înalt punct din oraș. Se vede tot orașul, ai o vedere panoramică. De sus se vedea centrul orașului și undeva în stânga se vedea așa ceva ca un oraș vechi. După ce am vizitat cetatea, v-am zis, totul este gratis, locul de parcare găsești. Când am ieșit din cetate, m-am uitat pe internet și am văzut că chiar lângă mine este Old Bazar. Și am intrat acolo, mașina o lăsasem în cetate. Vă spun, am trăit ca și cum eram la Istanbul. Aceleași străduțe, aceiași oameni, aceleași produse, la fel strigau marfa. A fost o încântare pentru mine, deodată m-am simțit la Istanbul. Cred că se vorbea turcă, dar după am aflat că ei sunt albanezi. Oricum, în Macedonia de Nord este limba macedoneană și mai sunt încă 3-4 limbi care se vorbesc și bosniacă, și turcă, și albaneză, și na. Extraordinar locul, extraordinar. M-am plimbat prin bazar, am găsit și un restaurant unde era mai multă lume, striga băiatul acolo, striga marfa, Doamne ferește, când regnea lângă tine, mie asta îmi place, exact ca la turci. Am luat un platou mix cu acei mici cevapcici care îi mănânci în Bosnia, în Iugoslavia, în Croația. Macedonia de Nord aparține de fosta Iugoslavie. Pui, miel, ce mai era acolo? Erau vreo 6-7 feluri de carne, pilaf. Asta sunt și pe plajă. Cartofi prăjiți, salată, am luat și un airan, o apă mare. Asta sunt și pe plajă. Mâncarea foarte bună,
bucătarul de acolo m-a chemat, era bucuros să-l filmez, când nu ai ceva de ascuns. Normal că te bucur chestia asta. În România am pățit doar în restaurante obscure și în locuri unde nu se mănâncă bine și au ceva de ascuns acei patroni. Doar acolo te dau afară și îi deranjează că filmezi. Eu s-au auzit ceva aici. Uite pisicuța simpatică, săraca, ce-o mânca? E puiuț. Am filmat pe bucătar, am mâncat. Extraordinar, extraordinar. Undeva, nu știu, 60 de lei, dar am luat cel mai scump platou. N-am putut să-l mănânc pe tot. V-am zis, cu airan, cu apă, tot a fost așa, extraordinar. De acolo am plecat spre cazare. Cazarea a fost, cum am spus, toate cazările au fost la 40 de euro. Cred că în cel mai modern bloc din Skopje, un bloc înalt, cred că avea vreo 25 de etaje, cred că o să vă las și ceva poze. Flatrion, cam așa se numea, este aproape de centru, la un kilometru. Ia uite ce fain e pe plajă. Hai că ne plimbăm puțin, vă povestesc. Imediat a venit gazda, loc de parcare la subteran, cu telecomenzi, cu senzor de lumină, cu pază, cu senzațional. Intrarea în bloc era ca o recepție de mare hotel, cum vezi prin filme, așa, la Marriott, la hoteluri de-astea așa mai scumpe, cu o recepție, cu un tavan, în mijlocul blocului era gol, el într-o formă de triunghi, rotunjit, și pe interior era gol. Te uitai în sus, te lua mețeala, dar o frumusețe, candelabre. Cu apartamentul, o să vă las câteva poze pe care o să le iau de pe Booking, nu ce am făcut eu, arată mult mai bine decât pe Booking. Are, cred că 80-90 de metri, imens. Ce să vă zic, a deschis ușa, mirosea foarte curat. Apartamentul era așa, un SF. Tot felul de touch-uri, să-ți reglezi, nu știu ce, căldură. Să-ți reglezi, dar n-am văzut calorifere, am întrebat de unde vine căldura, era căldură în partea seară, foarte cald. Un dormitor imens, cu un televizor, cred că avea 1,60 m. În living, un televizor Sony, cred că 1,80 m. Mergea totul perfect, perfect. Internetul, singurul defect care l-am găsit, era ok pentru cine vrea să uite pe internet, dar mie îmi trebuia upload, adică să încarc ceva pe internet. Pentru cei care vreau să se uite la orice, la un film, pe internet, download-ul era mai mult decât suficient, perfect era. Dar upload-ul era aproape de zero. Asta era singurul defect care l-am găsit. Deci apartamentul avea o bucătărie, nu vă spun, mașina de spălat vase, cuptor cu microunde încasate, de alea mari. Top! Nu știu dacă am stat vreodată în așa un apartament. La intrare am văzut că pe el avea acolo unde era parola de internet, scria că apartamentul costă 65 de euro, pe mine m-a costat 40, l-am luat de pe Booking. O să vă las datele lui. Cred că am și ceva reduceri. Un băiat tânăr foarte, foarte de treabă, mi-a dat cheile, a plecat imediat, cheile de la garaj, telecomenzi, tot. Deci acel apartament a fost senzațional. Îmi pare rău că nu mi-au rămas filmările, să vă arăt în ce minuții de apartament am stat în Skopje. Până acum totul a fost perfect și o să fie perfect în continuare. Hai să vedem puțin marea și continuăm. Ce faină marea noastră. Aici, în zona casino. Încă o dată, eu acum filmez cu un Xiaomi vechi, 11T Pro. La Samsung m-am gândit să-l duc să-l repare și ce să le zic? Că el filmează, îmi salvează filmele. Dacă se le lipesc, îmi dă eroare. Ce să le zic?
cum poți să rezolve chestia asta? Nu știu, o să aștept o altă actualizare, când se mai face o actualizare, văd dacă merge, dacă nu. Asta este Samsung. Am o părere foarte proastă despre el. Așa, de la apartament, era undeva la etajul 9, se vedea tot orașul, un balcon fain. Minunăție de apartament, v-am spus, eu nu am găsit, n-am avut până acum așa cazare. Și la doar 40 de euro. M-am dus în centru, foarte curat pe străzi. Am intrat și în câteva magazine alimentare. Eu mi-am luat vreo două pungi de ciocolată, o pungă de conserve. Totul este, cred că, maxim la jumătate de preț față de noi. Dar am zis maxim. Cred că e la o treime din preț față de noi. Ca să vă dau un exemplu, țigările sunt 10 sau 12 lei cele mai scumpe. Moneda lor este denar. Nu dinar, denar. Macedonean. Deci până acum toate bune. Blocul era foarte aproape de centru. Am ajuns la Arcul de Triunf Macedonean. Imediat, aoleu. M-a luat. M-a luat val. Am vizitat centru. Centrul este absolut superb. Turiști nu prea sunt. Am văzut o delegație de chinezi care, nu știu, erau foarte importanți pentru că aveau și 10 bodyguards de aia mari. Așturi, n-am văzut. Lumea nu prea vorbește engleză, dar te înțelegi. Multe statui. Este un râu care trece prin centru. Cu poduri. Statui de-astea grandioase. Baruri cochete. Piețe imense. Dar cel mai mult impresionează statuile. Piața Leilor, Piața Macedoneană. Absolut super locul. Eu nu mă așteptam. Sincer, mi-a plăcut mai mult decât București și mai mult decât Sofia. Bine, Sofia nu se compară. Skopje mi-a plăcut extraordinar de mult. Nu înțeleg de ce nimeni nu vizitează Skopje. Cazare ieftină. Mâncare ieftină. Prețuri incredibil de mici. Locul este curat, lumea civilizată, nimeni nu are nimic cu tine. Să vedeți ce frumos se îmbracă. Toată lumea elegantă, deci ceva incredibil. M-am plimbat mult prin centru. Am căutat un restaurant, am întrebat pe cineva care vindea cărți. Un domn mai în vârstă, știa foarte bine engleză. Am mai discutat cu el. Chiar acolo în centru am fost la un restaurant de fițe, cum s-ar zice la ei. Scump. Minunăție înăuntru, cu candelabre, cu totul aurit, cu așa pe stil vechi. Foarte frumos. Și mi-am luat două feluri de mâncare. Un cotlet de porc imens. Ceva cam cât era șnițelul de la carul cu bere. Care avea garnitură de cartofi făcuți de ei, cu parmezan deasupra. Avea și salată, avea puțin orez. Deci era un fel complet. Mi-am luat la sfârșit un cheesecake, prăjitura casei. Nu vă spun cum arăta. O prăjitura foarte mare, n-am putut să o termin. Tot felul de ornamente, de fructe, de desene pe acolo, frunze, frunzulițe și toate alea. Totul a fost carnea de porc se topea în gură. O minunăție. Totul a fost excelent. Am luat și o bere la halbă de jumătate de litru. Și totul a fost 80 de lei în banii noștri. Nu mi-a venit să cred. Transformam cam greu eu 100 de denari, cam 11-12 lei și transformam mai greu. După aia m-am uitat pe Revolut, cât mi-a luat de pe card. Acolo nu se dădea bacșiș. Ne-am spus dacă pot să le las 10-15% pe card și au zis că nu există. Foarte amabili toți. M-am simțit, nu știu, extraordinar de bine. În Skopje m-am dus către apartament, am dormit bine,
Mi-a lăsat băiatul acolo apă, tot felul de cafele, de ceaiuri, de fructe, de napolitane, de bomboane, de... Nu vă spun câte am avut eu în 40 de euro în acel apartament. Deci am dormit foarte, foarte bine, temperatura perfectă. Baia, zici că era o zene. Totul mergea, totul curat, totul... Parcă acum îl terminase apartamentul, dar blocul era de 5 ani. Foarte, foarte mult mi-a plăcut. Aici o să vă las ceva poze cu apartamentul din Skopje. Cum ajung pe acea pasarelă? Ce păcat! Constanța, toată Constanța, într-o stare de degradare incredibilă. Da, dimineață am plecat spre Bulgaria, spre Plovdiv. Aveam cam 6 ore de mers. Eram îngrijorat pentru că mi-au zis atunci când am plecat cu acea amendă, când o să mă întorc, o să apară în sistem și nu o să mă lase să intru în Bulgaria fără să o plătesc. Am ajuns la vamă și nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci cei de la prima tură, când Bulgarii, nu macedonenii, erau escroci. Vreau să ciugrească și ceva, adică au văzut că vama este goală, eu sunt străin, mi-au arătat o poză făcută acolo în vamă cu mașina mea, mi-au arătat numărul, uite, numărul. Bun, da. Arătăm cu ce viteză am depășit și unde, da. Am trecut foarte ușor și am plecat către Plovdiv. Plovdiv este al doilea oraș ca mărime în Bulgaria, un oraș antic, vechi, asta vă spun ce am citit despre el. Am rezervat, nu știam ce, o să vă las poze să vedeți cum arată. O cameră a fost până la urmă, ca o garsonieră în care era un pat, o canapea, o bucătărie și o baie. Totul arată foarte bine, destul de aproape de centru, am ajuns acolo. Loc de parcare, în curte, cu telecomandă, fain, la fel. Nu știu ce se întâmplă la Bulgari, nu avea căldură. Singurul mod de a te încălzi era aer condiționat. Dar în baie, aer condiționat nu intra. Era frigălău de pe lume. Camera frumoasă. A fost cea mai scumpă cameră care am găsit-o în această excursie. Adică eu am încercat să mă încadrez la 40 de euro, aici nu am găsit. A fost 45 de euro, dar nu e asta problema. Am ieșit în oraș, mă, orașul pustiu, un oraș ăsta pe vechi, așa, niciun restaurant, nu era lume pe stradă, drumuri proaste, nu vă spun, prin oraș. Am mers, singurul loc unde am găsit mănânc, toată lumea mi-a indicat mall-ul. M-am zis la mall, un mall de ăsta micuț, ce să... 30 de magazine. Sus la ultimul etaj. Erau vreo 3 fast food-uri. M-am dus la unul unde era mai multă coadă. Mi-am luat un burger de vită și un burger de pui, mi-era foame. Se făcuse ora 3, cred. Deja eram dezamăgit de oraș, drumurile foarte proaste. Nu ai ce să vezi. Adică chiar nu-mi pare rău că nu am păstrat filmarea de acolo. Nu avea ce să vedeți. Clădiri dărăpânate, oamenii necăjiți, totul trist. Na, sunt ceva ruine în centru, dar cam atât.
Bun, la restaurant, sandwich-urile alea au fost sub orice critică. N-au fost scumpe, undeva la două sandwich-uri, o porție de cartofi și o cola, 40 de lei. Ba da, sunt scumpe, 100 de lei. 100 de lei. Rele. Rele. Am lăsat aproape tot acolo. Dezamăgit de Plovdiv, m-am întors la cameră. Frig, aerul a condiționat, făcea zgomot. Mă, cum dorm eu, baie nu puteam să fac, era frigălău. Am stat puțin acolo, nu se încălzea, de la aer condiționat nu se încălzea camera. Camera e destul de mare, fără balcon, dar cu un view fain, se vedeau ceva munți. Am stat. Am nevoie să ies în oraș și pe seară poate s-a întâmplat ceva. Am ieșit și pe seară, m-am dus pe alte străzi, nimic deschis, câteva magazine, oameni triști, un oraș așa, nu știu, deprimant. Nu aveți ce căuta acolo. Comparație cu Skopje, care mi-a plăcut, a fost cea mai frumoasă capitală balcanică care am văzut eu până acum. La Plovdiv am fost complet dezamăgit. Chiar nu ai ce să faci, nu găsești restaurante, nu... Oribil. Am gândit, o să dorm în frig, mă îmbolnăvesc aici. Adică dacă lăsam aer condiționat, puteam să dorm, că era prea mult zgomot. Făcea la un zgomot un aer condiționat mai vechi. Dacă îl opresc, mor de frig. Oricum era frig, cu aer condiționat. M-am urcat în mașină și am plecat către casă. Undeva noaptea. Pe la 10. Aveam cam 7 ore până la Năvodari. Ce a fost aici, mă? Și nu mai este. Uite ce. Au făcut livadă de pomi aici. Ai o statuie, scrie ceva acolo, dar n-ai cum să ajungi la ea. Au crescut boscheții mai mari ca statuia. Și aici o să aveți câteva cadre luate de pe Booking cu camera din Plovdiv. Te-am găsit aici două pisici frumoase. Ce face, mă, fetele? Ce face? Uf! Ce face fetele? Ce face fetele? Ce face băieții? Iată. Ce frumoasă, asta e fetiță. Ce mâncați voi aici, mă? Rapane, scoici, fructe de mare, ia zi. Ce-i mai bun? Uite, mai vine o motan, asta e cheleuștanul meu. Dar sunt grași, cred că sunt îngrijiți de cineva. Da. Am plecat din Plovdiv. Până ieși din oraș, îți rupi mașina. Uite cum arată blocurile astea. Hotel Victoria. Ma. Oribil. Și de aici începe aventura. Fiind sâmbătă noaptea, toată poliția din Bulgaria, așa se întâmplă în țările astea mai sărace, România, Bulgaria, Republica Moldova. În Macedonia n-am văzut polițist pe stradă, polițist pe... nu știu, nicăieri, nu există. La fel ca și în Croația. Mă oprește un echipaj de poliție, așa violent, cu o antenă de amare, s-au pus în mijlocul străzii și mi-au pus antena aia în față. Și cu o paletă de aia așa, de stop, ca pe vremea lui Gorbaciov. Am oprit. Cam trecut pe roșu într-un sat. În ce sat? Până atunci nu era niciun... Nu, ei nu știau de unde vin. Cam trecut pe roșu că iau filmarea. Arătați-mi și mie filmarea. Că... au chestia asta cu 750 de lei și că mi-au permisul. Că le-am dat permisul. Înțeles, cer permisul, n-ai cum să nu-l dai. Veniți la mașină. Am crezut că mi-arată filmarea sau... Până la urmă, ei vroiau ceva, orice. Dar că nu am.
Mai aveam ceva leva, aveam euro, dar n-am vrut să le dau. Am fost încăpățânat, am stat jumate de oră cu ei. Am zis să ne arate în ce sat, pentru că eu vin de la Plovdiv, nu era niciun sat cu semafor. Când și-au dat seama că nu le-a ieșit, mi-au dat actele și am plecat. După încă 2 ore, aproape de Varna, pe podul care ajunge la Varna, la fel. 3 s-au pus în fața mea, aveam vreo 120, că era autostradă, până pe pod. La fel, cu o lanternă pusă pe mașină, să te orbească. Dar nu pune lanterna, că oricum opream, pot să fac accident în felul ăsta. Speed. Am depășit viteza. Ca o cameră mare, nu știu ce sat, și am depășit viteza. În satul anterior am depășit, deci era aceeași poveste. Aceeași sumă, 750 de leva, și că o să-mi ia carnetul. I-am rugat să-mi spună cu ce viteză am depășit, cu în ce sat, să-mi arate o poză, o filmare, sau cine le-a spus lor, de unde știu chestia asta. La fel am fost încăpățânat, nu le-am dat nimic. Mi-au zis că ei îmi dau actele, dar este treaba mea, la vamă, nu o să pot să trec. La fel îmi spunea toată lumea, nu o să pot să trec, o să-mi ia carnetul și că dacă nu plătesc amenda, acolo o să fie dublă amenda, 1500 de leva și îmi ia carnetul, nu o să pot să trec vamă. Ok, am plecat, am luat actele și am plecat, n-avea ce să-mi facă. La nisipurile de aur, ce credeți? Sâmbătă seara. Al treilea echipaj de poliție, aceeași poveste. Deci cap, coadă, aceeași poveste. M-au chemat la mașină, de data asta m-au urcat în mașină. În spate, parcă mă arestau, adică mă simțeam chiar agresat. Actele la ei, aceeași poveste. Speed, sir. La fel de încăpățânat, nu le-am dat nimic. Cred că le dădea și 50 de leva era suficient pentru ei, dar de ce să le dau 50 de leva? 50 de leva e mult. Pentru că eu am mers regulamentar, noaptea merg și mai încet, radare noaptea nu prea sunt, eu pe roșu n-am trecut. Uitați cum arată mama. Nu aveam de ce să le dau. Adică eram prost. Mă consideram prost după, regretam dacă le dădeam ceva, doar pentru că sunt ei escroci, hoți. Deci nu mergeți noaptea pe drumurile din Bulgaria, că așa o să pățiți. Aveți grijă că o să vă spună suma asta de 750 de, de leva pe loc, că o să vă ia carnetul. Totul este fals, totul este minciună. Am ajuns la vamă. Acum toți ziceau aceeași chestie, că o să-mi ia carnetul la vamă și o să plătesc 1500 de leva. 1500 de leva vin 750 de euro, e mult. Și fără carnet, eram cam morcovit, ca să zic așa. Ia. Uite mama aia. Am ajuns la vamă. Vama cu Bulgaria, vama cu România sunt lipite, în același chioșc, în aceeași maghiarniță, tonetă. Le-am dat actele. Mulțumim, de unde veniți? Le-am povestit toată excursia mea. M-am întrebat dacă, că mi-am spus că am fost în Macedonia de Nord, dacă am țigări. Domnule, nu fumez, nu am. Puteți să vă uitați. Aia a fost toată. În 2 minute am trecut de vamă. Deci n-a fost nicio amendă. Taverna cu pește. Aoleu, ce arată. Deci să aveți grijă. Noaptea în Bulgaria, toți sunt înțeleși, au aceeași poveste, aceleași sume. Nu cedați, nu, să nu vă fie frică, chiar dacă te bagă mașina, încearcă să te intimideze, totul este o minciună. După asta am ajuns acasă cu bine, obosit, am dormit și eu
ne întors, pisicuții mei sunt ok. Na, mi era dor de casă, eu mai mult de, nu știu, maxim 5 zile mă ia dorul de casă. Așa sunt eu. Uite aici moft de fițe. Ca o concluzie, excursia a fost faină, obositoare. Ia, sunt și pe aici. Cu bune și cu rele, cazarea din București la 40 de euro a scârțuit. La Sofia, mult mai bună ca cea din București. Ok, topul de pe lume a fost la Skopje. Deci dacă vă duceți acolo, o să vă placă și poate reușiți să luați aceeași cazare ca și mine. Cel mai mult mi-a plăcut Macedonia de Nord, cu Skopje, țara cea mai ok, prețuri ok, nu înțeleg de ce nu o vizitează lumea, mergeți acolo, o să vă placă extraordinar. Uite pomul ăsta la dobărâtă, vântul a căzut, vai ce-i pe aici, uite mama aia. Na, la Plovdiv, nu-mi pare rău că am pierdut filmarea, nu aveți ce vedea, nu aveți ce face. În 2 ore o să vă dați seama de chestia asta și o să vreți să plecați de acolo. Sau nu știu, poate dumneavoastră găsiți ceva mai interesant. Eu n-am găsit, nici n-am stat mult. Asta a fost excursia mea, am recapitulat. Pare rău că n-am avut filme de la Skopje. Este impresionant. Mi-a plăcut. Mai mult de 2 zile nici acolo nu ai ce să faci, dar 2 zile neapărat să mergeți. Mâncare bună, totul ieftin. Na, eu mi-am luat, v-am spus, mi-am luat cred că 25 de conserve diferite. Eu nu prea mănânc conserve, dar am vrut să încerc. Am desfăcut una de dimineață, minunată. Și totul a fost undeva 60 de lei. 25 de conserve, jumătate de pungă plină. Da. Eu vă mulțumesc. Vă spun la revedere. Și nu uitați, ținem legătura.